Duminică dimineață, la 4 și 37 de minute, România s-a cutremurat. Seismul s-a produs în Vrancea și a avut o magnitudine de 5,5 pe scara Richter. Cel mai mare cutremur din ultimii 4 ani s-a resimțit și la Giurgiu, însă fără a produce niciun fel de pagubă. Nu au fost nici măcar atacuri de panică, pentru că cei mai mulți dintre giurgiuvenii care au simțit cutremurul s-au culcat la loc. Cum să reacționez? Putem să reacționăm într-un fel? V-ați speriat? Te sperii, că din somn te trezești. S-a simțit puternic aici la Giurgiu? Da, da. Și la casă, eu stau la casă, dar mă gândeam că fata e la bloc. Și zic, dar până azi eu nu mai doarme și colegele mele care sunt tot afel la bloc. Ce să facem? Avem vreo putere? Așteptăm. Păi, ce să fac? Nu am culcat la loc. Nu v-ați speriat? Nu. Ce s-a întâmplat? V-ați speriat? Păi astăzi? Nu, ieri. De sâmbătă, de noapte. Da, 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 da. S-a simțit tare? Geamul, da, a ținut câteva secunde. Eu, nu știu, m-am uitat la ceas, era 37, până m-am dezbeticit, eu să făcuse 38, deci a ținut 10-15 secunde, cred că a ținut. V-ați speriat? Nu. Nu. Nu m-am speriat că n-a fost așa ca să te sperii, da. Mamă, eu n-am simțit, dar a simțit fata la cutremurul de noapte. Dar zice că a fost și ieri de dimineață la ora 5, nu? A fost sâmbătă spre duminică. Da? Duminică dimineață, da. Păi s-a de 5 nu l-am simțit. Mi-a spus nepoată-mi. Ce-am făcut? Mi-am dat seama, am zis, dacă mai e și a doua replică, zic, înseamnă că e cutremur, se auzea zâng, patul, șifonier, și nu m-am... Nu v-ați speria? Nu, nu, zic ce vrea Dumnezeu. Cutremurul de duminică dimineață s-a resimțit în România, Republica Moldova și nordul Bulgariei. De la începutul anului, în zona Franța, s-au mai produs 6 cutremure, cel mai puternic în august, de 4,5 grade.